Bun, vom poate deschideți colegul sau știe pe de asta axele sale. Vom desena aceste axe. De exemplu, ăsta e un font care nu e true type, ce vă povesteam ieri. Nu pot să-l selectez. Asta e Arial. Dar ăsta 1, 2, făcut scheletic așa, e un font de asta de AutoCAD. Ok. Bun. Deci avem 7 metri. Aha, de aici placa, de și aici. Cu ce? Da, ok. Ok, nu e nimic. 7 metri, 5 metri, 5 metri și 7 metri este pe direcția X. Pentru a trasa axele, intrăm în modulul general. Axele vor fi 2D, dar nu le desenez linie cu text, ci voi folosi modulul de axe ca să profit de posibilitatea aceasta de a le coborâ pe secțiunile generate de către program. Vom intra în modulul general, în al doilea submodul numit modul extins construcții și aici aleg axe octogonale. Și practic aici e un grid system ca în orice program. E un grid octogonal, dar care poate fi dispus sub orice unghi. Vom începe cu direcția X. Direcția X este o direcție orizontală. Intrăm pe parametrii text și aici ne alegem cam ce înălțime să aibă textul pe hârtie. 5 sau 7, ca la desen tehnic să zic. Eu am pus 5 mm și să fie proporțional. Deci să fie 5, factorul acesta raport înălțime să fie 1. Deci 5 mm, 5 mm, las fontul Arial, îi dau OK. Un text 0, distanță text, practic e o mică distanță între ax și cutiuța în care apare. Format de scriere, practic pentru x pe orizontală, colegul a decis să pună cu cifre sau i s-a impus. Nu mai știu, ți s-a impus sau? Cum? Le-ai ales tu sau s-a sugerat? Ok. Am înțeles, n-a fost atât de grea. Ok. Bun. În general se impun axele. Deci, practic, cum le-a făcut arhitectul, așa le numerotează. Deci, sunt sfinte axele și sunt cele mai importante elemente într-o structură. Pe baza lor se face execuția și detalierea. Și astea trebuie respectate cu strictețe. Deci, arhitectul decide, nu este o regulă cum le face cu cifre, cu litere, cu intercalări. Dar singura regulă e că trebuie respectate de la fundații până la acoperiș, nu să le tot schimbăm. Bun. O să mergem cu acestea. Deci stilul de numerotare sau de numire este cu cifre. Deci atunci aleg aici 1, 2 și încep cu 1. Modul de încercuire este, poate ciudat spus, dar încercuim cu un pătrat. Deci alegem modelul acesta. Poziționare. Pot fi sus și jos, sus și jos. O să punem sus jos și începutul descrierii de la stânga. Dacă proiectați pentru țări arabe, ei citesc de la dreapta, la stânga, poate le vreți invers. Ok. În partea dreaptă trebuie să dau numărul de travei. Acum, programul e gândit în felul următor. El are un număr de travei și în cadrul unei travei include un număr de axe. Deci dacă noi avem o axă pe travee, atunci traveea are semnalitatea pe care o știm noi din inginerie, adică o deschidere între doi stâlpi. Dacă punem mai mult de o axă, el practic este o zonă în care am echidistanțate axele respective. Ca să nu complicăm foarte mult acest concept, vom considera numărul de travee exact, numărul de deschideri, dar observația este că la ultima trebuie să includem n plus 1, adică practic să mai am o axă ca să se închidă sistemul. Deci număr de travei, o mai uit o dată, avem 4. Asta o să pun aici, număr de travei 4. Depășire reprezintă distanța dintre acest punct în care s-au intersectat cele două axe și cutiuța asta. 4 e o unitate de măsură de-a lui, nu avem de unde să știm din prima, dar este o valoare decentă în care încap 3 rânduri de cote. Deci poți să lăsăm 4, nu ne convine, putem oricând să reapelăm și să ajustăm această distanță. Dar la asta se referă.
După care putem naviga prin aceste travei. Vom alege o linie, o grosime de linie mai mică, un 0,13. Linie 5. Culoare, orice, dar nu roșu, cum se pun de obicei axele. Pentru că roșu este culoarea de selecție al planului și atunci vă încurcă, aveți impresia că sunt selectate elementele. Le punem albastru, nu știu, 7, de exemplu. Numărul de axe va fi o axă. Și acum trebuie să dau prima deschidere. Ca observații, pentru axe, distanțele se vor da față de colțul din stânga sus, adică de la stânga la dreapta și de sus în jos, indiferent de poziționarea descrierilor. Deci chiar dacă aici încep cu AU de jos, eu distanțele când le dau pe Y o să fie de sus în jos și de la stânga la dreapta pentru X. Deci practic am zis creion 13, aleg tipul de linie 5, poate din poză nu se înțelege, dar e linie punct, linie punct. E ce ne-ar trebui pentru axe, o axă, și deschiderea prima o să fie parcă de 7 metri. 7. Și acum trecem la următoarea travee cu acest slider. Deci fie tastăm 2, fie pur și simplu apăsăm pe săgetuța asta spre dreapta. Am ajuns la următoarea travee, o axă, și distanța parcă era de 5 metri. Deci cât e? 5, 5 și 7. Deci 5 metri. Și trecem în următoarea travee, deci dau pe acest slider. Avem tot o axă cu distanța de 5. Și mai dăm un click să ajungem în travea 4, unde trebuie să punem două axe, deci N plus 1. Adică programul face o axă și îmi pune un offset. O axă, offset. Ei, aici am pune axă, offset și mai trebuie o axă ca să se închidă. Deci asta e singura observație, și să avem două axe și punem 7 ca distanță. Asta a fost definirea pe direcția X. O să trecem în tabul cu Y, direcție Y. În prima fază, ca să nu trecem prin toate setările de text, o să-i spunem preluare text descriere din X. Și atunci își preia o serie de setări, adică acum setările sunt exact ca în X. Nu le vrem pe toate exact. De exemplu, descrierea se face cu litere. În loc de 1, 2, alegem AB. Descrierea începe cu A. Tipul de încadrare va fi cu dreptunghi. Poziționarea o lăsăm stânga-dreapta, iar descrierea începe de jos în situația aceasta. Deci am bifat jos că AU e pus jos. Vom specifica acum numărul de travei. Să vedem, avem una, două, trei travei. Și același procedeu, deci să ne asigurăm că avem grosimile 0,13, linia 5, culoarea 7, numărul de axe va fi una și distanța trebuie să o dau de sus în jos. Deci 6, corect, 6 metri, prima travee. Dau pe slider să ajung în travea 2, o axă. Și, cred că da, dacă urmărim, cred că linia asta e cu cote, da, cea mai apropiată sunt axele, tot 7. Deschidem măricele. Ok. Trecem pe următoarea. O axă. Deci am avut 7 metri și acum avem 6 metri. 6 metri distanță. Și două axe, corect, fiindcă e ultima travee. Foarte bine. Deci s-a înțeles. Altfel, vedeți că vă lipsește axa, se făcea dublu click și se adăuga. Deci, practic, la interfața asta oricând putem reveni. Dacă vi s-a părut foarte complicat și consumator de timp să definiți sistemul ăsta de axe, avem această salvare ca favorit. Și putem salva cu denumirea de axe. Și atunci avem avantajul că la următorul sistem de axe putem pleca de la aceste setări să modificăm doar deschideri. Sau puteți salva axe și să dați numele arhitectului, că așa le face acel arhitect. Cam atât. Îi dăm OK. Și dăm un click pe spațiu de lucru. În esență nu contează prea mult unde punem. Dacă am avea un DVG în spate, ar fi relevant că ne punem axele peste arhitectură. După ce am dat primul click, programul îmi cere un unghi de rotație. Unghiul de rotație
Îl utilizăm în situația în care clădirea nu este poziționată orizontal față de ecran. Adică vreau să fac o zonă în care rastul acesta octogonal este răsucit sub unghi. Cum era clădirea ta? La clădirea ta, mai octogonal, nu era? Ok. În situația de față lucrurile sunt simple, vom da doar Enter ca să confirmăm acest unghi de 0. Deci prin Enter se confirmă că asta e poziția axelor pe care le dorim. Altfel, dacă dăm doar un click și Escape, ne dispar axele. Axele acestea se adaptează după scară, deci cumva așa arată ele la 1 la 100. La un 1 la 50, evident, textul pare că se micșorează, de fapt se mărește desenul. Și așa am creat aceste axe. Dacă am făcut vreo greșeală și vrem să le corectăm, pur și simplu facem dublu clic stânga sau dublu clic obișnuit. Dublu clic obișnuit îmi face editarea oricărui element îl selectez în alt plan. Deci asta e metoda prin care eu editez și pot corecta, să schimb travee, orice setare. Dacă vreau să preiau axele și să le mai fac o dată, e dublu clic dreapta. Deci dublu clic dreapta este comanda prin care se preiau niște setări. Adică el mi-a dat interfața în cazul în care vreau să le mai schimb, dar acum aș putea poziționa alte axe. Bun, cam asta despre axe.